Este ancheta internă la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin după ce Sindicatul Polițiștilor Europeni, Europol, a publicat o înregistrare din care reiese că adjunctul inspectorului șef, Aurel Coman, ar fi hărțuit și amenințat mai mulți subordonați după ce aceștia au sancționat transportatori care au încălcat legislația. Comisarul șef de poliție Aurel Coman, care ocupă funcția de adjunct al șefului IPJ Caraș-Severin din 16 februarie 2022, ar fi fost înregistrat de subalterni în timp ce amenința că vor fi sancționați și mutați de pe posturile pe care le ocupă după ce au amendat transportatori care au încălcat legislația, distrugând drumurile din județ și transportând material lemnos în mod fraudulos. Înregistrările au fost făcute publice de Europol. Începând cu data de 17 februarie, 2 luni de zile fără acord și mor pe tine. Și în 2 luni de zile te gândești. Pe toți mult. Și mă țin de voi o lună de zile și vă fac ce trebuie după statutul polițistului. Să vedeți că nu sunteți artiști. Nu sunteți peste. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind declarațiile adjunctului inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin, conducerea Poliției Române a dispus efectuarea de verificări prin Direcția de Control Intern, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsurile legale care se impun, a transmis Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.